găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Vești bune pentru studenții care se întorc în curând în amfiteatre. Tarifele de cazare în căminele Universității Transilvania din Brașov vor scădea în acest an universitar. Consiliul de administrație al universității a decis micșorarea tarifelor de cazare în toate cele 13 cămine, atât pentru studenții de la buget, cât și pentru cei de la taxă. Astfel, tarifele vor scădea cu 5 până la 10% în funcție de cămin și de dotările acestuia. Taxa de cazare va fi mai mică anul acesta. Asta ne-am și propus ca încet, încet, în baza investițiilor care s-au făcut, dar și în baza achiziționării utilităților pe bursă, deci la tarife mai bune, să încercăm să reducem costurile pentru studenți. Dacă până acum un student la buget plătea lunar 185 de lei în căminul 1, de exemplu, începând din luna octombrie acestui an, va plăti 170 de lei. Începând din data de 29 octombrie, septembrie, cu ora 8:30 dimineața, până în fiecare zi până la ora 17, până în data de 2 octombrie la ora 17 îi așteptăm cu brațele deschise. Este prima fază de cazări și sperăm să se prezinte toți, să-și ia locurile în cămin. Datorită acestor reduceri de tarife, un student la buget va economisi într-un an peste 100 de lei, în timp ce un student la taxă va face o economie de aproximativ 70 de lei pe an. La taxă și sper să avem costuri cât mai mici. E greu ca student la taxă să plătești și o taxă mai mare la cămin de cazare? Normal că este greu. Din cauza aceasta, unii dintre noi muncim pe timpul. Și tu muncești? Da. De asta te afli aici acum? Da, muncesc. Așa că te ajută foarte mult, înțelegem, reducerea, da? Normal. Și pe oricare dintre noi ne ajută. Viața de student este un pic complicată. Unii dintre noi suntem nevoiți să și muncim, pentru că, na, știți cum este, e foarte greu să ne descurcăm. Alții au sprijinul părinților, alții nu au. Este o idee bună. Chiar nu știam că se va reduce taxa. Chiar și cu tarife mai mici la cazare, studenții Universității Transilvania din Brașov vor beneficia și în acest an de dotări noi și reamenajări moderne. În toate cele 13 cămine s-au derulat în această vară lucrări de igienizare, reparații și reabilitări. Unele lucrări sunt încă în derulare și urmează să se finalizeze până la finalul acestui an. Peste 75 de tone de alimente de la Uniunea Europeană au rămas nedistribuite în depozitul Direcției de Servicii Sociale din Brașov. Pachetele cu ajutoare alimentare sunt din 2015, iar distribuirea lor a început abia în vara acestui an. Din cauza întârzierii, distribuirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană aferente anului 2015 a început în 5 iunie anul acesta. Din cei aproximativ 11.000 de beneficiari ai pachetelor cu alimente înregistrați la Brașov, mai puțin de jumătate s-au arătat interesați de a intra în posesia acestora. Ca și explicație, nu știu, probabil că persoanele nu locuiesc în permanență în municipiul Brașov, fiind persoane care au o situație financiară mai aparte și probabil că sunt anumite momente ale anului în care preferă să ducă la o gospodărie undeva la țară. În perioada următoare va demara procedura de redistribuire a pachetelor cu alimente rămase în depozitul Direcției de Servicii Sociale. Sub coordonarea prefecturii s-a derulat procedura de compensare între autoritățile locale cu stoc excedentar și autoritățile care aveau deficit pe listele inițiale eligibile, cum ar fi Sâmbăta de Sus, Predealul, Vulcanul sau Hoghizul. După reglementarea acestei situații, interjudețean s-au discutat cu toate celelalte prefecturi, urmând ca stocurile rămase să fie date celor care au primit alimente și în prima etapă, prin ordin de primar. Distribuirea alimentelor a început în luna iunie, imediat după alegerile locale, iar în municipiul Brașov au ajuns 23.000 de cutii cu produse alimentare, fiecare cu o greutate de aproximativ 9 kg. Ne aflăm în fața depozitului care aparține Direcției de Servicii Sociale Brașov. Aici sunt depozitate în momentul de față pachetele care sunt speciale pentru vârstnici, pentru persoanele cu dizabilități, pachete cu alimente venite de la Uniunea Europeană. Trebuie să vă spun că este într-adevăr o cantitate impresionantă. Este vorba de 8.600 de pachete care au rămas nedistribuite, totalizând peste 70 de tone de alimente.
aproximativ 86.000 de kilograme. Cam asta este realitatea în ceea ce privește pachetele cu alimente de la Uniunea Europeană. Este foarte interesant de aflat faptul că din cei 11.000 de beneficiari ai acestor pachete, în special persoane vârstnice, pensionari, persoane cu dizabilități, persoane care beneficiază de ajutor de șomaj, dintre aceste trei categorii, doar puțin peste 5.000 au venit să-și ridice aceste pachete. Ce este și mai interesant, că vârstnicii, pensionarii, persoanele cu dizabilități și-au ridicat deja în mare parte aceste pachete. Persoanele care s-au prezentat în număr mai mic sunt persoanele care beneficiază de ajutor de șomaj. Și situația aceasta nu se termină aici, pentru că acestea sunt ajutoarele care ar fi trebuit să fie distribuite anul trecut în toamnă. Ele au început practic să fie distribuite în acest an, înainte de campanie electorală. S-a pus problema distribuirii lor și s-a luat hotărârea să se distribuie după campanie electorală de la locale, pentru a nu fi interpretat acest serviciu, și atunci distribuirea lor a început în data de 5 iunie. Iată că a venit toamna și ușor, ușor se apropie termenul în care vor trebui distribuite ajutoarele de toamnă pe anul 2016. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu aceste pachete până atunci. Un lucru este cât se poate de sigur. Există un termen de valabilitate al acestor produse care s-ar putea să fie unul aproape de expirare în acest moment. 36 de ani, șef la PSD Brașov și o șansă uriașă de schimbare. O șansă care este și o povară. Complexul PSD în zona Brașovului. Cel mai tânăr șef de partid din țară din partea PSD a vorbit la Mix Actual despre Constantin Niță, mentorul căruia îi este recunoscător și de care nu se delimitează acum la greu, dar pe care vrea să-l întreacă. Despre noi colegi din conducere, despre tineri și despre dinozauri în politică. Marius Dunca. Am avut această șansă și am avut mână liberă din partea organizației județene și a președintelui Constantin Niță să fac cam ce vreau. Dar știți cum e, dacă mai greșeam, eram prea tot timpul. Vă mai trăgea de urechi. Of, Doamne, cât am mai fost tras de urechi. Cu Constantin Niță, ce relație aveți astăzi? O relație foarte bună. Nu o să-mi critic niciodată șefii și este bine să nu ne criticăm șefii, dar să ne dorim să fim nu mai buni. Nu mai este șeful dumneavoastră, însă da, și-ați putea foarte ușor să vă... A fost 11 ani șeful meu, îl respect. Am învățat în politică sub conducerea dânsului, am toată admirația și tot respectul, dar îmi doresc să fiu mai bun decât dânsul. Marius Dunca a vorbit și despre caracter. Caracter în politică, românii s-au obișnuit să le disocieze. Tânărul social-democrat spune că tocmai aici e provocarea și proba caracterului și șansa de a construi o echipă adevărată. Să nu uităm un lucru. Personalitatea îți deschide ușa, caracterul menține deschisă ca să vin să adaug la ceea ce a spus neastră. Astăzi e sus, mâine e jos. Dacă ai avut caracter, ușile îți rămân deschise. Nu putem să criticăm sau dacă criticăm, criticăm cu argumente. Deci au fost 19 ani președinte. Eu sunt președinte de 2 luni, mă apuc de criticat. Nu. Haideți să vedem să construim. Chiar rog și rog toată generația aceasta a președintelui Constantin Niță, care vor să schimbe, care vor să-și recunoască. Poate unii spun, domnul Dunca, am greșit acolo. Nu fă greșelile mele. Eu zic că așa este mai bine. Și fără experiența seniorilor nu o să reușim. Lungă, slabă și zăludă, așa cum o descria George Topârceanu. Toamna își face simțită prezența și la Brașov, iar acest lucru se vede și după vânzările uriașe de legume. Brașovenii cară cu sacii provizii care ajung în cămări pentru toamnă și pentru iarnă, iar comercianții își freacă mâinile de bucurie și spun că reușesc să vândă tone de legume zilnic. Cum arată tabloul pregătirilor de toamnă în orașul nostru, vedeți într-un material semnat Laura Nilescu și Florin Munteanu. Vara și-a luat la revedere și a luat cu ea arșița și gândurile ce se îndreptau spre valurile mării și plajele pline de nisipuri fine. A lăsat în schimb toamna bogată în legume, ce vor lua încet încet drumul spre cămara plină cu bunătăți. Brașovenii s-au înarmat cu sacoșe multe și chiar saci care au fost umpluți cu tot felul de produse ce vor ajunge rezerve pentru anotimpul rece. De toate, mai luăm și cartofi și ceapă, că am mai fost încă de 2 ori și acum e a 3-a oară. Când vezi să punem că familia e destul de mare, na, ce să spui. Adică au copii căsătoriți, să ne ajutăm și pe ei. Ardei grași am luat pentru zarzavat, conopidă, toate ce trebuie, na, cam punem cam de fiecare dată câte 200 de lei.
cheltuim. Am venit a treia oară și mai rămâne pentru varză, să punem și varză pentru iarnă. Cogoșari, ardei gras, totul pentru zacuscă. Mâine facem zacusca, gogoșarii, castraveții deja sunt puși. În această perioadă, comercianții de aici, din piața de la Stupini, fac vânzări uriașe. În doar o singură zi, unul dintre ei vinde 7 tone de legume. Vreo 150 de kilograme de ardei, roșii vreo 200, merge vânzarea. Gogonele? A mers. Gogonele vreo 50 de kilograme. Așa, într-un timp scurt, cam în cât timp? Cam vreo 2 ore. De exemplu, domnul Gabor a venit tocmai de la Covasna pentru a-și vinde marfa la Stupini. Face agricultură de 15 ani, chiar dacă meseria lui a fost de subinginer. Care sunt secretele unei recolte bogate? Secrete? Prășit. Nu numai la suprafață, să fie moale terenul ca să păstreze și apa. Că dacă se întărește pământul, atunci absorbe apa repede, cum apare soarele, și a doua zi ar trebui să irigi. Deci asta e și tratat contra boli. Bărbatul în vârstă de 61 de ani muncește de dimineața până târziu în noapte. Merită efortul. Aveți rezultate. Doamna, ce pot să spun? E greu. Agricultura nu e pentru oameni care nu-și văd de treabă. Foarte mulți ar lăsa agricultura acolo unde e. Că ca să muncești cât muncesc eu, nu merită, doamna. Numai că la vârsta mea ce puteam să fac? Pentru a le aduce cumva zâmbetul pe buze și mai mulți bani în buzunar comercianților, brașovenii se pregătesc intens pentru iarnă. La mare căutare sunt ardeii, varza, conopida, cartofii și roșii. Optsprezece persoane arestate la domiciliu, 148 sub control judiciar și 2 sub control judiciar pe cauțiune. Aceasta este o statistică a acțiunilor organizate în județul nostru în luna august de către polițiștii biroului supravegheri judiciare, împreună cu cei din cadrul structurilor similare organizate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov. În luna august, polițiștii au organizat și desfășurat acțiuni în județul nostru pentru verificarea modului de executare a arestului la domiciliu, precum și a persoanelor față de care s-a dispus măsura controlului judiciar. Potrivit datelor, la finalul lunii trecute, a încetat supravegherea față de 16 persoane aflate sub control judiciar și 4 în arest la domiciliu. Și au fost luate în supraveghere alte 16 persoane, dintre care 6 arestate la domiciliu și 10 sub control judiciar. În luna precedentă, polițiștii au efectuat 732 de controle la domiciliile persoanelor arestate la domiciliu, precum și verificări ale acestor persoane pe traseele de deplasare stabilite de instanțe, cu privire la respectarea lor și altor obligații impuse. În luna august, oamenii legii au constatat și sesizat instanțele de judecată competente cu privire la 14 cazuri de încălcări ale obligațiilor unei persoane supravegheate, una pentru nerespectarea obligației de a se prezenta la unitatea de poliție de supraveghere, 7 pentru nerespectarea obligației de a nu comunica cu alte persoane, 4 pentru nerespectarea obligației de a nu părăsi imobilul în care se execută arestul la domiciliu și 2 pentru nerespectarea obligației de a nu părăsi localitatea de domiciliu. Lucrările de modernizare a drumului național 73, care traversează stațiuni importante din Brașov, ar fi trebuit finalizate teoretic. Practic însă, compania de drumuri nu știe când va finaliza acest proiect. DN73 leagă Brașovul de Pitești. Lucrările au demarat în mai 2014. În conformitate cu contractul inițial, astăzi lucrarea ar fi trebuit predată la cheie, de la un capăt la celălalt. Din păcate, în această perioadă s-a lucrat în ritm de melc și s-a reușit doar modernizarea unui tronson din județul Argeș, între Câmpul Lung și Pitești. Județul Brașov nu a început practic niciun fel de lucrare. Astfel, în conformitate cu ultimul raport de monitorizare al proiectelor aflate în curs de derulare la compania de drumuri, investiția de pe această șosea a fost definitivată doar în proporție de 25%. Motivul? Au apărut lucrări suplimentare, dar a fost nevoie și de noi exproprieri. De asemenea, este nevoie și de revizuirea acordului de mediu, având în vedere că valoarea lucrărilor suplimentare este mare, aproximativ 40 de milioane de lei.
Conducerea CNADNR a anunțat că este în faza studierii posibilității relicitării sectoarelor aferente acestor lucrări din cadrul contractului sau încheierea unui act adițional la contractul semnat cu firma care a început lucrările, în limita a 10% din valoarea proiectului, pentru a putea finaliza întreaga lucrare conform proiectului tehnic aprobat. În 2014, valoarea lucrărilor fusese însă estimată la aproape 276 de milioane de lei. Spectacol de forme și idei la Bifesim 2016, cel mai așteptat târg de mobilă din România. Evenimentul a depășit an de an atât așteptările vizitatorilor, cât și pe cele ale companiilor expozante, devenind un etalon al manifestărilor în domeniu pe plan național și internațional. Ediția 2016, organizată în 7 pavilioane expoziționale, a reprezentat un adevărat festival al mobilierului lucrat cu rafinament și bun gust, dar și o platformă de interconectare a producătorilor autohton și internațional de mobilă, accesorii și echipamente, în sensul dezvoltării relațiilor de parteneriat, precum și creșterii pieței de desfacere. Industria mobilei este una din puținele industrii care aduce un sold favorabil export-import la balanța comercială a României. Vă dau exemplu, anul trecut, în 2015, soldul favorabil export-import a depășit 1.500.000.000, 1.531.000.000 exact. Târgul de anul acesta a fost în același timp locul de desfășurare a multor evenimente conexe concretizate în demonstrații de prelucrare a lemnului, precum și simulări de design interior. E un adevărat lanț trofic aici. De fapt, lungimea lui este ceva mai mare. Pornim de la administratorii de păduri, cei care îngrijesc, o conduc spre dezvoltare și apoi stabilesc momentul când trebuie făcută exploatarea și valorificarea pentru a-și îndeplini cele două funcții importante pe care le are pădurea, cea de protecție, dar și cea de economică, de producție. Bifesim a reprezentat, spun specialiștii, o platformă de lansare a noutăților a peste 300 de companii românești și internaționale, care au expus și care au prezentat echipamente, diferite stiluri de mobilier, de la cel clasic la cel modern, de la cel din lemn masiv până la cel combinat cu sticlă sau piele, sau chiar pictat manual, cât și o largă paletă de accesorii și decorațiuni pentru industria de profil. 1 octombrie va veni la Brașov cu prima ediție a Balului Pescarilor din Carpați. Evenimentul va avea loc la Căminul Cultural din Cristian. Organizatorii spun că prin această manifestare se urmărește reuniunea pescarilor la sfârșit de sezon, dar evenimentul are și un scop caritabil. Organizatorii își doresc să sărbătorească încheierea sezonului de pescuit 2016 într-un mod spectaculos. La Balul Pescarului din Carpați sunt invitați toți cei care iubesc acest sport, iar prețul unei invitații este de 100 de lei de persoană. La eveniment nu vor lipsi bucătarii iscusiți care vor pregăti delicioase și sănătoase preparate din carne de pește și curcan. Handbalistele Coronei și-au mai trecut în cont o victorie în campionat după ce au învins cu scorul de 30-23 la pauză 16-10 nou promovata CSU Danubius Galați. Formația oaspete s-a prezentat pentru această partidă cu doar 11 jucătoare. Principalele marcatoare ale Coronei au fost Pricopi cu 6 reușite, Kiper cu 5, Bondar 4, Hotea 3, Târcă 3 și Neagu 3. Au mai punctat Ciuciulete, Corban, Briscan, Crăciun și Dincă. La finalul partidei, antrenoarea Coronei, Mariana Târcă, a declarat că, deși nu este foarte mulțumită de joc, este foarte important că echipa a luat cele 3 puncte din această partidă. Urmează meciul de la Vâlcea, unde sper la o abordare mult mai sigură, atât la relațiile de joc, din atac, cât și în apărare, unde s-au observat unele greșeli la circulația extremelor. Sper să punem la punct apărarea până la meciul cu Vâlcea și, de ce nu, să ne gândim la o victorie, a mai spus antrenoarea Coronei. Doar un punct a făcut diferența. FC Brașov a făcut un nou pas greșit în deplasare. Segari au ratat șansa de a rămâne pe locul secund în Liga a doua după egalul de la Timișoara cu ASU Poli. Brașovenii au deschis scorul în minutul 58 prin Grigorie, care a reluat cu capul din mijlocul careului o centrare perfectă de pe partea stângă a lui Stan. Bucuria stegarilor a fost însă de scurtă durată, pentru că 5 minute mai târziu Cordoș a provocat un penalti, iar gazdele au restabilit egalitatea prin Blănaru. Până la final s-a jucat pe contre. Istrati a fost în două rânduri aproape de gol, iar ASU putea da lovitura în minutul 89, atunci când Birău nu a profitat de un luft incredibil al lui Manole în propriul careu. Antrenorul stegarilor, Cornel Țărnel, consideră că echipa sa a controlat jocul în repriza secundă, dar a admis că egalul e un rezultat corect.
La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi și răcire accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie și izolat grindină. Minima nopții va oscila în jurul valorii de 10 grade Celsius, iar mâine se vor înregistra cel mult 13 grade. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine Adrian Gabor, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!